Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Cu etalarea pe care am promis-o, specială, începând din luna august, pentru cei născuți în semnul Scorpionului, sau mai exact cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, pentru august 2019. Am amestecat cărțile, încă le mai amestec și încercăm să vedem ce primiți ca și sfat pentru luna august. Ce energie preluați și ce ar trebui să preia cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion? Scorpion, 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 un sfat pentru Scorpion. Oh! Vulpița. Simt nevoia să... Oh, și lupul. Pare perechea ideală. Interesantă. Un soi de twin flame. Pisica și cățelul. Se iubesc tot atât de mult? Aha. Pe cât se... Interesant. Am mai venit încă două. Da. Mai venit încă două. Ratanul, nu? Ratanul? Reikan. Reikan, nu-i ratan. Ca să nu mai stau să caut eu pe Google, dar din câte mi-aduc aminte, e ratan. Încă n-am scris traducerea, că mai scapă și mie. Ratan, parcă așa e zice. Da. Cred că unii dintre voi aveți de-a face cu o situație sau cu un personaj care e foarte viclean. Dar într-un fel și-a găsit nașul cu voi. Pentru că am senzația că preluați aceste energii. Voi. Ați văzut mai devreme vulpea și lupul. Am vorbit despre duoul câine și pisică. Se plac și se urăsc în aceeași măsură. Un soi de twin flame, de flăcări gemene, care foarte rar reușesc să facă pace. Amândouă, și vulpea și lupul, sunt spirite hectonice ale pădurii, ale întunericului, într-un fel, ale sălbăticiei. Sunt trecuți prin multe, însă fiecare are o anumită tehnică de lucru. Aveți a face cu o situație sau cu un personaj, posibil să fie semn de pământ, foarte viclean. Știm doar, nu știm exact ce este de fapt, care îi sunt adevăratele intenții, dar e foarte inteligent. Foarte inteligent. Și studiază. Și vă studiază. Interesant este că eu cred că voi preluați aceste două energii. Uliul, care mi-e foarte drag, despre care am vorbit și în introducere, și ratanul. Posibil unii dintre voi care aveți planete în Scorpion, ca și mine, încercați să vă detașați, pentru că Scorpionii pot să se detașeze. Bine, acum depinde. Fiecare cât a practicat detașarea. Pentru că vi s-au dat aripi. Ah, să nu uităm. Foarte interesantă. Mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Spirite. Să nu uităm, da, asta poate să fie într-adevăr legată de ceea ce aveți voi de manifestat în această perioadă. Să nu uităm că de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, Scorpionii au fost reprezentați într-adevăr ca un animăluț în forma unui scorpion, dar asta fiind varianta dinainte de transformare, varianta lui negativă, pentru că scorpionul ce reprezintă casa 8-a morții și a transformării, varianta
După transformare este uliul, da? Uliul sau vulturul. Eu simt că aici sunteți voi transformați. Persoana nu știe cu cine are de-a face încă. Vă studiază. Probabil v-a văzut anumite trăsături. Poate că este și atrasă de voi, că nu întâmplător vă studiază, că altfel nu și-ar pierde vremea, da? Însă voi sunteți deja transformați. Nu sunteți scorpionii spre care știe toată lumea că o să facă una și alta. Voi vă puteți detașa. Și o să încerc să vorbesc mai repede că vine furtuna. Și aveți în spate ce un ratan. Un ratan care are o tehnică de lucru foarte ciudată, despre care nimeni nu știe. Vă păstrați această armă secretă pentru un anumit moment. În cazul în care situația sau vulpița întrece măsura, deocamdată, dacă ei vă studiază de la nivelul pământului, să nu uităm că aveți o perspectivă mult mai mare. Asta e așa, în timpul zilei sunt întrerupt. Am spus, voi aveți o perspectivă mult mai largă a situației. Probabil că ați trecut prin mai multe sau ați învățat mai multe și vă ridicați. Și așteptați momentul, vă rotiți așa frumos, vă rotiți, dați trăcoale. În liniște. Îi lăsați, îi vedeți cum vă observă. Foarte frumos jocul ăsta, e un joc oarecum mental. Îi observați cum vă studiază. Interesant este că ei nu pot să ajungă așa de sus. Observă ce pot la nivelul vibrației lor și a experienței lor, dar nu au trecut încă prin transformare. Și repet, aveți o tehnică păstrată pentru ultima clipă. Nu știm când o să o dezvăluiți, dacă va fi nevoie. Dar să nu uităm că nici cu vulturul, cu uliu nu e de jucat. Posibil să aveți de-a face totuși cu un semn de foc sau cu un semn de pământ. Dar oricum, voi manifestați acest Marte. Da? Aveți o planetă de foc. Și la cât este de neagră cartea, acesta ar fi un Pluto, care stă și el, se temperează, așteaptă, raptă, până consideră vulturul că e necesar să acționeze, dacă este necesar. Deocamdată este energie de studiu, e un moment de studiu încă în august. Cam aceasta ar fi etalarea pentru august, un pic mai scurtă, dar sper că să fie concentrată pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine! Pa, pa!